Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre cum putem implementa Google CAPTCHA, ReCAPTCHA sau cum doriți voi să-i spuneți, în PHP. Asta pentru că la sugestia lui Satanica PC n-am mai postat de mult PHP și după cum e la modă, scriem în comentarii RIP PHP. Deci revenim! Astăzi vom discuta despre Google CAPTCHA, ce trebuie să facem. Am scris articolul pe site, dăm click pe linkul din articol și vom face mai ReCAPTCHA și vom face o nouă chestie tutorial PHP, am făcut aici. Ce trebuie să știți despre Google ReCAPTCHA este că aveți două chei, o cheie publică care va fi disponibilă în paginile HTML, toată lumea va putea vedea cheia publică, și o cheie secretă care se află aici. Acea cheie secretă o veți accesa doar voi, o puteți vedea doar voi și o puteți folosi ca să verificați dacă userul a răspuns bine sau nu. Naia, mă, tot bine că mă suni. Da, stai să termin tutorialul. Da. Ok, deci unde am rămas, cheia secretă pe care o puteți vedea doar voi și pe care o veți folosi ca să verificați ceea ce userul a trimis. Ok. Vom avea nevoie de două fișiere, un fișier HTML pe care îl vom denumi home.html și un fișier PHP pe care îl vom denumi verify.php. Haideți să scriu codul HTML. După cum v-am obișnuit, două HTML-uri. De fapt, nu cred că am mai scris cod HTML cu voi. De fapt, HTML-ul nu e un cod. Nu e chiar limbaj de programare, dar mă rog. Ok, scriem home.html ca să ne apară și frumos tot aici. Poate se autocompletează, nu știu. Oh, se autocompletează, perfect. Scriem aici un titlu, tutoriale pe net, subtitlu, includem scriptul celor de la Google, este pe chestia asta, trebuie inclusă. O includem și de asemenea codul body, acolo facem un form. Pentru că de obicei verificăm astea înainte de un buton de logare sau o chestie, trebuie pusă într-un tag de form. Bineînțeles, o trimitem cu post, nu cu get. Am mai văzut unele pagini web care le trimiteau cu get, nu știu care e faza. Ideea e că trebuie să le trimiți cu post de fiecare dată. Action, aici vom trece pagina verify.php și ce scriem noi aici la form. Aici vom face un div în care vom include codul nostru ReCAPTCHA, care este în cazul de față. Oh, aveam codul ăsta, gata, aici. Ce? Auzi, dă-și mie game-ul, hai că fa unul. Miau. Input type. Submit, ăsta să fie butonul nostru de submit. Și să vedem dacă se încarcă. Eu cred că l-am pus pe... Ieri când am scris tutorialul, am pus chestia asta home.html, am pus-o pe tutoriale pe net /recaptcha/home.html, o să las linkul în descriere. Apăsăm pe buton și pe submit, care o să ne ducă la pagina verify.php. Ne zice că este corect, fiindcă eu deja am scris verify.php. Hai să scriu și cu voi. Pagina asta o voi numi verify.php. Already exist, bine, replace. Începem pagina HTML, pagina PHP cu tagul clasic, îl închidem. E acum URL-ul nostru va fi ăla de la Google, prin care vom verifica folosind JSON, recaptcha/api/site-verify. Acum ce trebuie să transmitem noi? Noi vom transmite într-un array, într-un vector, vom transmite două chestii. O chestie secret, în care va fi cheia noastră secretă, și o chestie response. Ok, în secret vom pune cheia noastră publică, secretă. Iar în response scriem post. Și copiem chestia asta, deci g-recaptcha. Fiindcă transmitem în post, transmitem ceea ce userul a scris. Ok, opțiuni, astea le puteți citi, puteți să modificați opțiunile în documentația de la Google, sunt mai multe chestii.
Eu o să copiez de pe site toate opțiunile mele deja scrise ca să nu mai pierd timpul. Ce ai făcut? De ce ce-ți de apucat? Din greșeală. Eu te dau în mână și se dă tu. Stream context create. De opțiuni. Acum, verify. Verify este o variabilă. File get content. De URL-ul nostru, ăla de la Google. False. Aveți aici cum se parametri și cum se folosește funcția aceasta, scrie sus și context. De asemenea, o variabilă captcha success în care noi vom memora dacă userul a răspuns bine sau nu. Scriem JSON decode, fiindcă vom primi un response în forma JSON. Acesta va fi true sau false în funcție de cum a răspuns userul. Dacă if captcha de succes este egal cu de succes este egal cu false, înseamnă că userul nu a răspuns bine. Scriem echo incorrect. Dacă a răspuns bine, else echo corect. Ceva de genul. Haideți să și testăm. Verificare captcha, dacă se trimite pe submit fără să scriem nimica, o să primim înapoi incorrect. Vezi ceva greșit am scris eu, cum am scris și în tutorial. Iar dacă completăm codul captcha, în cazul ăsta nu m-a pus să verific nimic, dar știți că după ce vă pune să dați click pe imagini sau prostii, dăm din nou submit și acum ar trebui să scrie corect. Corect. Cam asta a fost tot. Îmi pare rău că nu le-am pus live, dar se pare că avem ceva probleme cu FTP-ul, nu putem să punem fișiere și m-am folosit de fișierele gata scrise acolo. Eu am fost Mihai, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Zici și tu ceva, Cătălin, înainte de încheiere, că tot ai venit pe la mijloc. Da, prezent. Vă mulțumim pentru atenția acordată, ne auzim data viitoare. Acesta a fost un final by Amato, by Cătălin, cum vreți să spuneți. Pa, pa! Ciao.